agreat de toate societățile de asigurări. Mera Autoservice. Seriozitate și calitate. Relansează-ți acum business-ul pe site-ul zi-de-zi.ro. Promovează-ți afacerea, oricât de mică îți este. Pe zi de zi, 10.000 de oameni vor afla despre tine. Ai reclamă timp de 6 luni la 235 de lei cu TVA inclus. Business-ul tău se relansează pe zi-de-zi.ro. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Am plecat la serviciu, vă pup! Pa! Dacă sunteți cu mine diseară când vin, vă aduc ceva bun. Serviciunar! Un copil pe săptămână arde în România. Nu-ți lăsa copilul singur în casă. O campanie a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și E.ON România. Această emisiune vă este oferită de compania Hora S.A. Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Instituția. Sunt Simina Cota și în această seară vom poposi în frumosul nostru oraș. Reginul se poate mândri, și aici vorbesc fără lipsă de modestie, nu vreau să fiu acuzată de așa ceva, cu școli gimnaziale care oferă calitate atât prin baza materială de care dispune, ci și prin procesul de învățământ, datorită calității și competenței cadrelor didactice prezente. Munca la catedră nu este o muncă ușoară, dar este o muncă ce implicit cere suflet. În această seară, alături de mine în studio, am plăcerea de a avea pe doamna Maria Bogdan în calitate de director al Școlii Gimnaziale Augustin Maior din Reghin. Bună seara, doamna director, și bine ați venit! Bună seara! Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră afirmativ. Și Școala Gimnazială Augustin Maior este una dintre școlile care se poate mândri, și exact cum a spus și la început, fără a fi acuzate de lipsă de modestie, se poate mândri cu rezultate, și aceasta datorită cadrelor didactice, datorită celor implicați, datorită probabil și bazei materiale asigurată atât prin colaborarea cu părinții, cât și prin colaborarea cu Consiliul Local. Despre toate aceste lucruri vom discuta în seara aceasta, dar haideți să plecăm cu începutul. Augustin Maior, Școala Gimnazială, spuneți-ne, atât mie cât și telespectatorilor, care a fost punctul de plecare? Ce a fost această școală la început, la origini? Pentru mine este foarte greu să fac pe istoricul. Așa, ca linii directoare, ce s-ar găsi, informațiile care s-ar găsi prin atestate, așa, dacă le acceptați undeva aproximativ, pot să le spun. Deci, știu, citind, că despre un prim învățător în Reghin există informații de pe la 1460. Însă informații mai precise le găsesc în alte documente, cum că ar fi funcționat o școală săsească pe la 1483. Evident că orice profesor de istorie din acest oraș mă poate completa și poate să spună foarte exact ce s-a întâmplat cu această foarte veche școală,
și cum a funcționat în turnul bisericii Săsești, unde erau vreo două clase la care lucrau 1-2 învățători. Dumnezeu știe. Și toată evoluția a ceea ce se numește învățământul din școala noastră. Bineînțeles că punctul de plecare a fost totuși limba germană. Nu știu să spun exact, dar probabil undeva pe la 1890 ar fi apărut o școală germană în Reghin, o școală germană unde, mie mi se pare paradoxal și totuși minunat, învățau copii germani, maghiari, români, ceea ce se întâmplă și astăzi, exact. Vom vorbi și despre unicitatea acestei școli, cred, la un moment dat. Apoi, undeva pe la 1944, am și sărit la 1944, cred că între timp s-au mai întâmplat unele schimbări, transformări ca în întreg învățământul momentului respectiv. Pe la 1944, dacă bine mi-aduc aminte, a devenit școală pedagogică. Cred că s-a numit la un moment dat chiar Petru Maior, școala pedagogică Petru Maior. Și dacă anul nu mă înșeală, cred că e 1956, anul în care a încetat a mai fi acea școală pedagogică. După care ea devine, la un moment dat, pe la 1960, și școala generală numărul 5, chiar școala generală cu 8 clase, multe școli s-au numit în felul acesta, ca la un moment dat, undeva prin anii 70 și 80 era școală cu 10 clase, cum au fost și alte școli. În continuare se numea generală 5. Botezul școlii, când am devenit Augustin Maior, a fost în 1994. Și am luat numele marelui fizician Augustin Maior, care a fost elevul acestei școli, se trage din zona noastră. De altfel, personalități marcante ale lumii noastre, științifice, literare, culturale, a fost elev în școala noastră. Sau chiar elev, dacă ne referim la toate personalitățile. Mă refeream în speță la Augustin Maior. Deci de atunci ne numeam Gimnaziul de Stat Augustin Maior. În 2004, clădirile noastre au fost retrocedate, ca multe alte instituții de cultură din țară. Și din 2005, întreaga secție germană s-a mutat la Școala Mică, o numim noi, care se află lângă Biserica Evanghelică. Iar în Școala Mare au rămas o parte din secțiile maghiare, din clasa de secție maghiară și secția română. Asta să nu cumva să vă facă să credeți că există izolare între noi, că doar secția germană locuiește în acea clădire. Nu, sunt și clase de limbă maghiară și clase de limbă română. Tocmai asta vă spuneam, că asta face ca școala noastră să fie unică în zonă, în Reghin, faptul că suntem singurii care avem trei secții de predare, română, maghiară și germană. Trei secții care trăiesc foarte bine împreună, care se înțeleg foarte bine și care sper să conviețuiască în continuare extrem de bine. Ne face cinste faptul că avem copii din Târgu Mureș care fac naveta la Reghin pentru a învăța în limba germană. Mă bucur ne face o deosebită onoare acest lucru și chiar mândri de faptul că pentru noi înseamnă o recunoaștere a calității muncii pe care o prestăm. Cu siguranță. Și auzindu-vă acum vorbind despre, în ghilimele oarecare, izolare a școlii, școala mică, școala mare, de fapt nu există așa ceva și aici aș vrea tot dumneavoastră să punctați spiritul, colaborarea între cadrele didactice, dacă există acel spirit de echipă și mai ales că școala gimnazială Augustin Maior mai are arondată și o altă structură, de fapt sunt două. Și care este colaborarea între cadrele didactice din toate unitățile? Da, într-adevăr. Avem ca structură gimnaziul Mirona, școala gimnazială Mirona acum, și mai avem o secție, secția de muzică și arte plastice. Eu mă mândresc cu
colectivul colegilor mei, pentru că dacă noi considerăm că cea mai mare valoare a noastră este elevul, eu cred că marea valoare a Școlii Gimnaziale Augustin Maior este grupul de cadre didactice și cadre didactice auxiliare, care în mod real sunt foarte bine pregătite, în mod real sunt de mare valoare. Deci este o colaborare deosebită și, după cum deja precizam, nu există bariere de nivel primar gimnazial, de limbă, de... Întotdeauna, atunci când e vorba de activități comune, toată lumea se implică, toată lumea participă, nu există niciun fel de competiție, în mod negativist spunând acest lucru. De asemenea, în ciuda faptului că suntem atât de diferite ca și ceea ce se întâmplă, Augustin Maior este o școală absolut obișnuită ca și celelalte școli din oraș, ca și sistem de învățământ. În schimb, Mirona este cu dans sportiv integrat și limba engleză, dar aș menționa în mod special dans sportiv. E clar că acolo se muncește în plus. În plus, iar școala de muzică și arte plastice, iarăși, are un alt profil vocațional. Deci, fiecare școală și are specificul ei. Cred că tocmai în această diferență face unitate. Să fie o unitate perfectă. Vorbeați atât de frumos de cadrele didactice, înseamnă că ne puteți spune că vă puteți bucura, că vă bucurați, de fapt, de prezența unor cadre didactice calificate, dacă nu, asta îmi spuneți dumneavoastră, procentul de 100% sau un procent cât mai mare? Da, din cele 110 cadre didactice pe care le avem în școlile noastre, în toate școlile noastre, avem doar un singur necalificat la școala de muzică, pentru că este foarte greu să acoperi toate catedrele la școala de muzică, unde este necesar a avea studii muzicale în ceea ce privește instrumentul. Și acolo mai avem încă un cadru didactic necalificat. Deci 109 cadre didactice calificate, în mare majoritate cu gradul 1, gradul 2, puțini debutanți. Debutanți aproape deloc nu avem, nu chiar deloc. Cei care deja au terminat de un an, doi și care își dau definitivatul. Deci și asta face ca acești oameni să merite apreciați. Bineînțeles. Pentru că se străduiesc să se perfecționeze. Pentru că sunt dedicați meseriei de cadru didactic. Sunt cu adevărat profesori, învățători, prin formație, nu numai. Talentul vine din caracterul lor. Ce îi determină pe cadrele didactice? Ce le determină să aleagă învățământul? Ce trebuie să aibă o persoană ca să aleagă munca la catedră, munca în sala de clasă? Vocație, este clar. Nu atrage partea cealaltă. Dacă ne gândim la partea financiară, cred că ar trebui să fugim cu toții. Dar munca la catedră înseamnă, în primul rând, vocație, înseamnă drag de copii, înseamnă drag de disciplina pe care o predai, înseamnă tot timpul să cauți noul, să cauți atractivul, pentru că altfel îi plictisești pe copii. Din ce în ce mai mult au răbdare, nu mai au răbdare la oră. Deci trebuie să vii mereu cu ceva nou ca să-i faci să iubească cartea, să iubească disciplina pe care o predai. Am vorbit pentru început despre partea cu resursele umane și școala. Sunt convinsă că asigură calitate și prin baza materială de care dispune. Haideți să vedem totuși cât mai concret. Care este baza materială de care dispune școala? Ce oferă școala prin baza materială? Laboratoare specializate, nu doar fizică, chimie, biologie, cabinet de limbi, cabinet de limbi moderne, din păcate l-am transformat în clasă pregătitoare, pentru că a fost nevoie, 3 cabinete de informatică la fiecare din cele 3 școli, aparatură de specialitate, planșe, mulaje, o sală de sport pe care în vacanța de iarnă colegii mei, minunații mei colegi, au pus-o la punct, au vopsit-o, au pregătit-o pentru elevi.
absolut tot ceea ce este necesar ca învățământul să fie de calitate. Pentru baza materială de care dispuneți, sigur ați avut nevoie și de o colaborare cu ceea ce înseamnă primăria, cu ceea ce înseamnă Consiliul Local. Aș vrea doar să-mi spuneți dacă ați putut colabora, să spun fructos, dacă ați avut parte de răspunsuri afirmative. Și pe urmă, cred că ne întoarcem după pauză. Ați observat că am început să zâmbesc. Da, deci după expresia feței. Exact. Păi n-am fi putut face nimic fără ajutorul primăriei, fără ajutorul Consiliului Local. Absolut nimic, pentru că neavând resurse financiare proprii, de mare anvergură, fără bani nu poți face nimic. Deci ne-au ajutat enorm. Ne-au ajutat, așa foarte recent, pot să spun niște lucruri mari, majore pentru noi, realizat construcția unei pentru că ei au plătit, normal, construcția unei săli de clase în curtea școlii, de care ne bucurăm pentru că avem foarte mulți copii și nu ne ajungeau sălile de clasă. Faptul că în sfârșit, după zeci de ani, a fost asfaltată curtea școlii este o realizare extraordinară, pentru care veșnic spunem mulțumesc, și multe, multe alte lucruri. Și faptul că de câte ori mergem cu o solicitare mai mare, mai mică, niciodată n-am primit un refuz. Dimpotrivă, întotdeauna se caută resurse. Mă bucur să vă aud spun acest lucru. Mai concret, cu ceea ce a însemnat colaborarea între dumneavoastră și primărie, după câteva minute de publicitate. A venit primăvara. Cu această urare aducem primăvara în sufletele voastre. Deschideți-vă inimile, faceți loc clipelor frumoase. Irum Esa. Un cer albastru fără nori, în calea ta să fie. Să ai în față numai flori, succes și bucurie. Brutăria Sabăl. Cu drag de mărțișor, primește primăvara în sufletul tău. Primăria Ibănești. Fie ca mărțișorul să ne aducă liniștea și fericirea de care avem nevoie toți, și ca iubirea să ne îmbrățișeze sufletul. LexGuard Security. În prag de primăvară, soarele să vă răsară cu încă o bucurie, ce în suflet să vă fie ca o lumină vie. Agromec SA. Fiecare dintre noi așteptăm să se întâmple ceva frumos în viața noastră. Fiecare dintre noi așteptăm primăvară. SECE Protelcom SRL, prin magazinele Flozo. Pensiunea Anca vă oferă o cazare în 22 de camere de tip single, duble și matrimoniale, dotate cu TV, cadă cu jacuzzi sau duș cu hidromasaj. Mai dispunem de sauna, internet wireless, club biliard, restaurant cu mâncăruri tradiționale. 0742 428 039 Reghin, Strada Unirii, numărul 25. Pensiunea Anca, locul unde te simți ca acasă. Antrenează-te la un alt nivel cu Legs Ale Gym. Cea mai performantă sală de sport din Reghin te așteaptă cu aparate TechnoGym de ultimă generație, antrenor personal și programe personalizate, saună cu infraroșu și alte facilități premium. Informații suplimentare și programări la telefon 0365 486 886 sau la locația din Parcul Tineretului. Lex Ali Gym. Respect pentru tine!
caută și citește ultimul număr al revistei Reginul Nostru, prima revistă de atitudine civică și promovare a valorilor locale. Articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. Totul într-un format ușor de citit și cu un design atrăgător. Revista Reginul Nostru se tipărește în 3000 de exemplare distribuite gratuit, iar articolele pot fi citite și pe www.reginulnostru.ro. Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem la instituția. Discutăm ceea ce înseamnă calitate în școlile reghinene. Și mai exact, stăm de vorbă cu doamna director Maria Bogdan, în calitate de doamnă a școlii gimnaziale Augustin Maior. Doamna director, doamna, cum v-am tot curcat. Ideea e clară, sunteți în fruntea școlii, în fruntea cadrelor didactice de la școala gimnazială Augustin Maior și cu siguranță se bucură de prezența dumneavoastră acolo. Calitate. Am pronunțat cuvântul calitate pentru că, într-adevăr, calitate există. Și acum, ca să nu trec la partea cu procesul de predare, învățare, evaluare, dacă dumneavoastră mai aveți în câteva cuvinte să punctați, rămăsesem pe colaborarea școală-primărie, Consiliul Local. Da, într-adevăr, foarte, foarte important este să scoatem în evidență că, indiferent ce campanie avem de derulat, ne ajută, ne sunt parteneri. Și aici vreau să amintesc că acea campanie dragă mie și colegilor mei și mai ales copiilor, Let's Do It România, unde întotdeauna am avut absolut totul pregătit, atât în ceea ce privește lichidele necesare atunci când muncești foarte mult, tot ceea ce înseamnă protecție pentru noi. Și indiferent de ce alte proiecte avem în derulare, ori de câte ori facem apel, suntem ajutați chiar. Poate că ar trebui să spun că anul trecut, la noi, la gimnaziu, a avut loc Olimpiada Faza Județeană la Educație Tehnologică. Și pentru că orice olimpiadă presupune și finanțare, și mai ales dacă este județeană, am avut sprijinul câțorva consilieri locali care m-au sponsorizat pentru a putea face față acest moment în care au venit din întregul județ profesori, elevi, și au plecat extrem de încântați de ceea ce s-a întâmplat acolo. Fără sprijinul lor, n-ar fi putut nici ei pleca încântați și nici noi să desfășurăm acel eveniment. Și nu este singurul în care, datorită consilierilor, datorită primăriei, am putut să ne derulăm proiectele. Ne bucurăm că există colaborare și mai ales când avem mai vești bune. Și acum, haideți să vă raportați, să ne spuneți proiectele realizate în anul trecut școlar în școala dumneavoastră. Și aici mă refer la calitatea actului educativ. Da, cred că cel mai mare proiect pe care trebuie să și-l fixeze orice școală atunci când începe școala este calitatea. Calitatea întregului proces instructiv-educativ. Ce se întâmplă cu copiii pe care îi pregătim în fiecare zi. Și din acest punct de vedere, cred că noi ne-am realizat absolut integral scopul, sarcinile și rezultatele de la final ne fac cinste. Vreau să vă întreb, de fapt, o să vă întreb, copilul se vehiculează atât de mult și s-a prindat atât de mult ideea, copilul trebuie
pus în față și totul să se raporteze copilului, tot actul instructiv educativ în jurul copilului. Cum facem acest lucru în momentul în care profesorul este plătit per elev? Unde mai putem vorbi de calitate când la un moment dat ținem cu forța de acel copil să rămână în clasa, în școala noastră și totuși părintele respectiv își dorește poate ceva mai mult și știe că acel copil poate mai mult. Și aici mă refer la diferite instituții, plecând, bine, fără a, nu vreau neapărat să lovim, plecând și de la predarea la clase simultane, plecând și până la ce înseamnă calitate. Credeți că mai putem vorbi de omul potrivit la locul potrivit, de a să mă duc la, să mergem la clasă relaxați și să ne predăm materia, sau să fim stresați pentru că în spate ne este amenințat locul de muncă din cauza numărului de elevi? Da, este o discuție pe care am putea să o purtăm ore în șir, ore în șir, exact. O noapte întreagă, și oricum n-am ajunge la niciun rezultat. Totul se reduce la ceea ce spuneam la început, vocație. Mai acum vreo două zile, într-un anumit context, o tânără învățătoare, foarte pasionată, pot să spun și vârsta, are 22 de ani, a spus, e extrem, repet, extrem de pasionată de ceea ce face, deci un cadru didactic din vocație. Și cineva a întrebat-o din grupul respectiv, și cât câștigi? Și ea, foarte senină, a zis, acum undeva în jur de 800-900 de lei. Dar asta de anul acesta, pentru că am câștigat 600 de lei și îmi spuneau prietenele mele care au alte meserii, nu vreau să dau niciun fel de meserie, pentru că nu ăsta este scopul, câștigau mult mai mult decât mine, dar nu m-a deranjat prea tare chestia asta, pentru că știam că voi mai crește și când intru la clasă îmi sunt atât de dragi copii încât nu mi-aduc aminte câți bani câștig. Poate că asta ar fi una din chestiile care ni se întâmplă. Și faptul că locul de muncă este amenințat, păi tot noi îl facem să fie amenințat, până la urmă. Atunci când nu îți faci datoria la clasă, atunci când ești superficial, atunci când te duci nepregătit la ore și ai impresia că trec 50 de minute, uiți esențialul. Acel copil care este, de fapt, în centru a tot ceea ce se întâmplă, vede, simte, constată și nu mai vrea. Vrea în altă parte. Părintele imediat va fi sensibil la ce are copilul și atunci acea școală care nu face calitate pierde. Pierde în timp. Nu pierde de azi pe mâine. Pentru că întotdeauna ni se duce vestea, așa se spune, da, nu? Așa ni se spune, duce vestea. Așa da. Cum unii profesori au porecle, sau învățători, dar de obicei profesorii, și unii nu au porecle. Oare de ce? Așa cum știm foarte bine, la unele ore este gălăgie și profesorul nu e capabil să țină în frâu, tot așa sunt acele ore unde elevii tac, aceiași elevi, nu de teama profesor, nu pentru că profesorul strigă, ci pentru că impune și pentru că lor le place ce se întâmplă. Dacă ați asista la o asemenea oră și ați fi elevă, bar place, să vă plictisiți. Nu, așa este. Ei, așa este și cu copiii. Este firesc să aibă pretenții. Este firesc să dorească și atunci este normal ca noi să oferim ce este mai bun pentru ei. Vorbesc de pretenții și de faptul că sunteți dispuși ca și unitate școlară, cu siguranță, să oferiți tot ceea ce este mai bun. Ce oferiți prin activitățile extracurriculare? Și care este participarea și interesul elevilor? Da. Păi, elevul nu poate să iubească mai mult ora decât activitățile extracurriculare. Evident că participă în număr foarte mare și evident că sunt foarte prinși dacă acele activități sunt interesante și captivante. Același lucru se întâmplă și la activitățile extracurriculare ca și la curicula. Dacă îi plictisești, dacă faci o chestie formală, nu vor participa. Însă, din fericire,
marea majoritate a elevilor noștri, pentru că ar fi o meschinărie să spun că toți elevii noștri, niciodată nu vor fi toți. Mai sunt și între elevi cârcătași, cum sunt și între colegii noștri cârcătași, absolut. Dar marea majoritate, atunci când sunt încărcați cu responsabilitate, când li se cere părerea, când îi determin să participe activ la activitățile respective, o fac cu drag și sunt extraordinar de creativi. Noi avem câteva mari activități, eu le-aș numi spectacole, care deja au devenit tradiționale, și anume mă refer la România Vă Stă Prin Ochi de Copil, care e foarte drag școlii noastre și e dedicată zilei de 1 decembrie. Un mare spectacol care de obicei ține în jur de 3 ore, 3 ore jumătate, și când la Clubul Tineretului nu se aude aproape niciun sunet, așa, numai când e ceva care mai distrage atenția, dar nu e nicio problemă. Avem de asemenea, să sperăm că vom avea energia să facem din nou anul acesta, acel SOS Teras sau... Doamne, îmi scapă numele acum, Școli pentru un Viitor Verde s-a numit în prima ediție, anul trecut a fost SOS Terra, un proiect interjudețean aprobat în calendarul activității extracurriculare și care a fost iarăși un eveniment de 3 ore jumate, foarte încărcat de evenimente. Asta cred că sunt cele foarte mari. Foarte recent a fost un concurs de poezie faza zonală la secția maghiară, care s-a derulat la Casa Dio, unde iarăși a fost un deliciu pentru copii și pentru părinți, și multe, multe, multe alte activități pe care le facem. La toate acele activități la care vă spuneam spectacol, participă toți elevii noștri, nu numai Augustin Maior, și Mirona, și Școala de Muzică, deci în mod real este spectacol. Vorbiți despre revista școlii. Da. Revista școlii a fost pentru că în acest moment n-am participat la curs, dar am avut șansa de a lua chiar locul 2 pe județ, locul 3 pe județ, și editam o singură revistă care se numea Orizont, în limba română, cu articole de limba maghiară, cu articole de limba germană. Însă, așa cum este bine unei școli civilizate și în care urmărim ca toată lumea să fie implicată, acum există 3 reviste, una de limbă română, una de limbă germană și una de limbă maghiară. Bineînțeles, cu aparițiile de obicei bianuale, pentru că fondurile nu ne permit mai des, dar revistele acestea sunt create de elevi, sub coordonarea unui profesor, însă ei participă în mod activ la crearea articolelor, a creațiilor, la editare. Apoi vine munca acelui profesor coordonator care le așează, care le ordonează, care știți foarte bine ce înseamnă munca respectivă. Și în final, bineînțeles că le scoatem tot pe ale noastre imprimante. Deci sunt reviste pentru elevi și create de elevi. Cultură. Pe cultură, activități culturale în ceea ce înseamnă activitățile extracurriculare. Eu spun scurt, dragi telespectatori, pentru că îmi place să ascult pe doamna director. Da. N-am menționat activitățile ariei curriculare, limbă și comunicare. Vă rog. Sunt extrem de multe activități, începând din toamnă, Halloween, apoi toate acele activități de iarnă, cu Crăciun, cu fulgi de neam, care se desfășoară în limba franceză, în limba engleză, în limba germană, în limba română, unde se cântă, unde sunt scenete extraordinare. Învățătoarele noastre, care sunt niște doamne deosebite și pe care le
le apreciez și întotdeauna spun că ele fac o muncă pe care eu n-aș fi capabilă să o fac niciodată. Niciodată n-am știut cum au puterea și energia de a face adevărate spectacole din serbările pe care le oferă părinților și colegilor care doresc să participe. Și în sensul acesta aș vrea să menționez colaborarea cu Clubul Tineretului, cu Sorina Bloș, acum cu Marcel Naste, care ori de câte ori am avut nevoie de sală, ne-a oferit-o cu mare drag și fără niciun fel de reținere și unde de obicei ne desfășurăm aceste activități. Spuneam de limbă franceză, germană, engleză, română, maghiară, că plecase de acolo, erau foarte multe limbi. Da, suntem o școală destul de multiculturală. Doamna director, cu permisiunea dumneavoastră și a telespectatorilor, așteptați, ne revenim după publicitate. Doi pași de tumultul cotidian, printre stejarii multiseculare ai pădurii Mocear, pensiunea restaurant Hunter V vă așteaptă să petreceți clipe încântătoare într-un decor natural, de vis, unde veți fi tratați ireproșabil. Locul ideal pentru a petrece momente plăcute în compania familiei și a prietenilor. Organizăm mese festive, aniversări, botezuri. Ieșirea din Reghin spre Gurghiu, în pădurea Mocear. Telefon 0265 512 209. Pensiunea restaurant Hunter V. O oază de liniște în mijlocul naturii. Nu ratați promoțiile Evora Center. www.studiomarie.ro. Respect pentru amintiri. Servicii foto-video, studio foto profesional, albume fotocarte, filmări inclusiv HD cu una sau mai multe camere, concepție, montaj și transpuneri de înaltă calitate, repertoriu muzical de excepție, jocuri de lumini, DJ cu experiență și aparatură profesională de ultimă generație. Dacă amintirile tale contează, lasă grijile în seama noastră. O echipă de profesioniști lucrează pentru tine. www.studiomarin.ro 0744 124 100 0744 678 750. Aniversezi ceva sau doar ai poftă de ceva dulce? Laboratorul de cofetărie Sabău are pentru tine produse de patiserie și cofetărie mereu proaspete și gustoase. Foietaje, cornuri, cozonaci, prăjituri și prăjituri de casă, torturi de nuntă, botezi și torturi pentru copii. Tot aici poți face comenzi pentru parastase și înmormântări. La Brutăria Sabău găsești tot timpul pâine proaspătă și gustoasă. Caută-ne în cele 4 locații din Rechi și în Toplița, strada Nicolae Bălcescu, numărul 35. Brutăria și laboratorul de cofetărie Sabău. Gustă diferența! Casa de schimb valutar Cambio vă oferă cele mai bune cursuri de schimb valutar, servicii de transfer bani Western Union și Amanet la cele mai bune prețuri și comisioane. De luni până vineri, între orele 8-19, sâmbătă și duminică, între orele 8-14. Casa de schimb valutar Cambio, Reghin, strada Mihai Viteazu, numărul 10.
Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Florin Groza de la Haikyuu și vă spun că în spatele unui profil frumos se pot ascunde intenții periculoase. Tu, cui dai accept? O campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet, susținută de Poliția Română. Revenit, dragii mei, suntem pe ultima parte a emisiunii Instituția. Stăm de vorbă cu doamna director Maria Bogdan, director al Școlii Gimnaziale Augustin Maior Reghin. Doamna director, vorbeam despre activitățile extracurriculare, despre faptul că atât părinții cât și elevii întâmpină și aceste activități cu mare drag se implică. Da. Ați vorbit mai mult despre implicarea elevilor, dar cred că un aport deosebit își aduc și părinții. Corect. Pentru că fără colaborarea părinților nu am putea face nimic. Nici în procesul de educație, direct, cel direct, nici în cel indirect. Și trebuie să spun că, în general, în mare parte sau aproape majoritar, beneficiem de o bună colaborare cu părinții. Fără ea, nu știu ce ar fi cu obiectul muncii noastre, cu elevul. Și atunci când spun asta, nu mă refer numai la partea strict educațională, ci chiar la partea financiară. Foarte mult ne-au ajutat părinții să mai înfrumusețăm câte o clasă, să mai amenajăm câte ceva, să creăm condiții cât mai bune pentru copii. Și aș vrea să menționez un mare proiect pe care îl avem aproape în fiecare an, sau poate chiar în fiecare an, în ultimii 3 ani. Avem 3 copii hemofilitici, toți sunt frați, fac parte din aceeași familie. Faptul în sine că sunt atât de bolnavi este o problemă. Fac parte dintr-o familie extrem de săracă. Învățătoarea de la secția maghiară, pentru că n-am spus că sunt la secția maghiară, dar până la urmă n-are nicio importanță la ce secție învață sunt copiii noștri, i-a primit cu drag și se străduiește cu ei. Îi învață la domiciliu și în fiecare an există un proiect, o campanie mai degrabă, prin care îi ajutăm pe acești copii să meargă mai departe. Fără ajutorul părinților, celorlalți părinți, n-am putea să... Pentru că este o campanie la nivel de școală, nu la nivel de cadre didactice, ci implicit elevii. Și că este vorba de fructe, că e vorba de haine, că e vorba de bani, că e vorba de jucării, că e vorba de dulciuri, întotdeauna au răspuns cu mare drag și cu mare promptitudine, au ajutat din tot sufletul. Deci, părinții sunt esențiali pentru noi. Participă la tot ce se numește activitate. Am avut chiar un lectorat cu părinții în toamnă, extrem de interesant și benefic și pentru noi și pentru copii, în care părinții chiar și-au spus punctul de vedere, chiar au întrebat și noi ce să facem și cum să facem să fie bine, în care
Colega mea, doamna psiholog și director adjunct, le-a prezentat niște filmulețe să vină în întâmpinarea acelor întrebări pe care de obicei noi părinții le avem când suntem părinți. Și trebuie să spun că sunt încântată de această colaborare. Ceea ce v-am auzit nu poate stâni decât pe lângă emoții și apreciere. Mergem acum spre participarea și rezultatele obținute de elevii dumneavoastră la concursurile și olimpiadele școlare pe acest an școlar, 2012-2013, pentru că o parte dintre ele au început în semestrul 2 și încă nu s-au terminat. Știm că olimpiadele încă nu sunt pe final. Totuși, așa o mică trecere în revistă. Da. Din nou un subiect care pentru mine este destul greu. Greu nu la sensul propriu, ci sensibil. Mai sensibil. Pentru că n-aș vrea să supăr pe niciunul dintre colegii mei. Pentru că nu aș vrea ca cineva să creadă că rezultatele lui sunt mai puțin importante decât ale altuia. N-am să menționez niciun fel de nume. Pentru că eu sunt convinsă că numele respective sunt cunoscute la nivel de oraș. Că se știe foarte bine că la faza zonală a Olimpiadei de Română avem foarte multe locuri fruntașe, că la faza zonală a Olimpiadei de Matematică nu avem chiar toate, dar cel puțin unul tot avem loc întâi. Să sperăm că vom avea și mai departe. Avem extrem de multe rezultate foarte bune. La absolut, ce aberație era să spun, toate concursurile. Cine poate participa la toate concursurile? Însă sunt toate acele evaluări care au loc în școli. Matematică, română, fizică și așa mai departe, unde rezultatele sunt foarte bune și ne încântă. Sunt și alte concursuri pe nedrept considerate, poate de alții, de bine nu, mai prejos, concursuri de desen, concursuri de genul în colaborare cu poliția, așa, unde am luat locuri fruntașe, dintre cele mai fruntașe. Într-adevăr, copiii noștri participă și ne fac cinste, suntem mândri și eu una sunt extrem de mândră de munca colegilor mei, pentru că nu există profesor foarte bun fără elev foarte bun și nici elev foarte bun fără un profesor foarte bun. Deci munca ambilor trebuie să se întrepătrundă. Degeaba un profesor se ocupă de un elev în mod deosebit și acel elev nu muncește, nu este un câștig, ci invers. Degeaba copilul vrea dacă profesorul lui este un pic lene, un pic mai comod, normal că rezultatul nu va fi cel scontat. Deci copiii noștri se străduiesc, colegii mei se străduiesc și sunt tare mândră de ei. Zilele școlii, cu ce veniți în întâmpinarea zilelor școlii? Cum stâniți interesul atât al părinților cât și, să zic așa, reghinenilor, nu neapărat al părinților sau al elevilor? Cu ce se mândrește școala? Păi poate ar trebui să scoatem în evidență faptul că este acel concurs de fizică Augustin Maior, care n-aș vrea să spun o trăsnaie, nu știu dacă nu este chiar la 14-a, 18-a ediție, undeva acolo. Și oricum a depășit 10. Da, deci este extrem de vechi și e deja o tradiție a școlii, unde participă elevii claselor a 7-a. Apoi, în zilele școlii, de obicei, avem toate ariile curriculare reprezentate în manieră secțiuni de comunicări, ateliere de lucru sau foarte multe activități sportive. Și
Am fi vrut să fie și o zi a porților deschise, dar probabil că acea zi a porților deschise va fi mai curând, probabil peste vreo 2-3 săptămâni, în care vom ruga părinții elevilor pe care avem sau elevilor pe care nu-i avem, deci indiferent ai cui părinți sunt, ai copilor noștri sau ai altor copii, să ne viziteze, chiar să participe la orele noastre. De aceea mă gândesc că ar fi bine să o facem într-o perioadă în care se învață și nu într-o perioadă în care ne relaxăm, deci în acea săptămână caracteristică. Pentru că niciunui cadru didactic care își stăpânește materia nu e teamă de asistență la ore. Cu siguranță. Și atunci mă gândesc că prezența părinților la clasă nu poate fi decât benefică. Nu vreau să vă întrerup, dar mai sunt doar câteva minute, okay. Și atunci vreau să ne spuneți proiectele dumneavoastră pentru anul viitor școlar. Este o întrebare pe care chiar nu vreau să o pierd. Sunt multe probabil care sunt doar discutate. Acele proiecte pe care ți le fixezi la fiecare început de an, da, școlar, în principal, unele dintre ele, cele care contează poate pe primul loc, din punctul meu de vedere, sunt cele care cresc calitatea actului instructiv. Este preocuparea ca ceea ce v-am spus, valoarea noastră, elevul, să se descopere pe sine, să-și dezvolte capacitățile, să-și dezvolte personalitatea, să se găsească pe sine în ceea ce urmează a fi. Pentru că, așa cum deja am început chiar de la începutul anului, continuăm a face și vom continua și anul viitor, este orientarea școlară și profesională pe care o facem cu elevii și cu părinții. De asemenea, este foarte important ca întregul personal didactic să evolueze, să se perfecționeze, atât pentru sine, cât și pentru întreaga școală, pentru că, așa cum vă spuneam, în momentul în care pierzi calitatea, îți pierzi copiii. Deci, colegii mei, în continuare, vor participa la tot felul de cursuri. Și pentru că nu poți să te mărginești la a crește partea intelectuală, partea spirituală și așa mai departe. Trebuie să faci ceva și pentru clădiri. Exact. Deși clădirile nu sunt reprezentative, dar nu poți să aștepți să-ți cadă în cap. Nu poți să înghesui, știu eu, două clase de elevi într-o sală de clasă. Ceea ce dorim este ca... avem un studiu făcut și în colaborare cu primăria și cu Consiliul Local să amenajăm mansarda, să creăm săli de clasă în plus sau poate cabinete în care să funcționăm. Un proiect la care ținem foarte mult este cumva, prin crearea acestor săli sau într-un fel sau altul, să reușim să aducem cabinetul de logopedie în incinta școlii noastre, acum funcționează în incinta școlii de muzică și arte plastice. Poate că, eu știu, ceea ce ține de clădire, să reușim să avem banii necesari pentru a ne crea toate igienizările, pentru a avea absolut tot ceea ce ne trebuie. Și mă gândesc că anul viitor chiar să creăm în școală o echipă radio formată din elevii școlii. Deci noi am avut niște tentative, poate n-am fost tot timpul consecvenți, sper să fim după ce mai trece frigul acesta. Fiecare zi este o clasă care pune programe muzicale. Ceea ce am dorit ar fi să creăm o echipă de radio și acea echipă să prezinte pe parcursul zilei sau poate în pauza mare sau... Deci este doar o idee, un proiect încă nepus pe hârtie, să facă cunoscute evenimentele importante ale școlii,
rezultatele deosebite ale școlii și de ce nu, hai să mediatizăm și evenimentele mai puțin plăcute, lucrurile mai puțin lăudabile, de ce nu? Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Exact. Doamna director, timpul nostru a expirat, deși sunt convinsă că mai aveam atâtea întrebări, atâtea lucruri de spus. Vă mulțumim din suflet pentru prezența dumneavoastră în această seară și vă dorim sănătate, putere de muncă și un colectiv cât mai bine închegat. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru oportunitatea de a vă spune ce colectiv minunat am și care cred eu că este chiar bine închegat. Vă mulțumim! Pe aceasta, dragi telespectatori, Școala Gimnazială Augustin Maior, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit în această seară și ați fost alături de noi. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă emisiune, să aveți o noapte liniștită, iar gândul bun să vă însoțească mereu. Această emisiune a fost oferită de compania Hora S.A. Vedeți astăzi la Jurnal de Reghin. Un licean repetent de la Liceul Petru Maior s-a calificat la faza națională a Olimpiadei de Informatică. Acesta este singurul reprezentant de la secția maghiară al județului nostru. Campania de vaccinare a elevelor împotriva cancerului de col uterin ar putea fi reluată la cererea părinților. Nevoia de a face rost de obiecte metalice pentru a le valorifica la depozitele de fier vechi i-a pus pe treabă pe hoți pe DN15. Doi tineri au fost prinși ieri de polițiști cu numai puțin de 34 de stâlpi de susținere a parapetului, ce delimitează carosabilul de acostament. Jurnalul de Reghin continuă astăzi omagierea femeii. Vă prezentăm alte două doamne exponențiale pentru domeniile în care activează, procurorul Lucia Borda și economista Adela Oleleu. Administrația românească dintre anii 1920-1924, aceasta este tema unei noi pagini de istorie locală, povestită de Ioan Costea, în rubrica săptămânală Reghin, destin și istorie. Toate acestea imediat la Jurnal de Reghin. Primăvara semnifică un nou început, iar florile zâmbesc din nou razelor de soare. Primăria Lunca Bradului. Vă dorim o primăvară frumoasă, însorită, plină de căldură și dragoste. Mera Autoservice. Fie ca acest mărțișor să vă aducă, odată cu primele zâmbete ale primăverii, multe realizări, îndeplinirea tuturor viselor, multă fericire și numai bucurii. Evora Center. O primăvară cu multă bucurie. Companiile Gliga. Toate florile au răsărit în prag de primăvară doar pentru a vă ura vouă la mulți ani. Primăria Deva. Relansează-ți acum business-ul pe site-ul zi-de-zi.ro. Promovează-ți afacerea, oricât de mică îți este. Pe zi de zi, 10.000 de oameni vor afla despre tine. Ai reclamă timp de 6 luni la 235 de lei cu TVA inclus. Business-ul tău se relansează pe zi-de-zi.ro. Așezată la poalele munților Gurghiu, societatea Carmaco vă oferă mezeluri proaspete, de calitate, fabricate la standarde europene, fiind implementat sistemul pentru siguranța alimentelor. Pe lângă produsele de carmangerie, Carmaco vă oferă și produse de cofetărie, prăjituri și torturi, prăjituri de casă preparate după rețete tradiționale. Carmaco, calitate și bun gust! Flozo, partener autorizat Profine Germania. Dacă doriți o izolație termică și fonică superioară, vă oferim fereastra ideală. Calitatea germană a profilelor Trocal și KBE. Feronerie de calitate superioară și sticlă termoizolantă Low-E cu argon conferă ansamblului creat funcționalitate și durabilitate.
Între 1 noiembrie 2012 și 1 mai 2013, Flozo organizează campania promoțională Comanda ta, o șansă de a câștiga. La cumpărături de minim 500 RON, la toate tipurile de ferestre și uși din PVC și aluminiu, ai șansa de a câștiga 10 premii. Premiul 1, un televizor LG LED 3D. Premiul 2, o combina frigorifică Samsung. Premiul 3, o mașină de spălat Beko. 6 aspiratoare Samsung. Un DVD player LG. Tragerea la sorți